la începutul acestui an, Mega Group este dealer MG pe partea de vest a țării și la noi puteți găsi toate modelele MG. Acum MG nu înseamnă, nu sunt inițialele de la Mega Group, ci este vorba de firma englezească Morris Garage, înființată exact acum 100 de ani, în 1924. Firma a fost preluată în 2007 de unul dintre cele două grupuri mari, SAIC, din China. Din 2012 a intrat în Europa și chiar anul trecut a făcut o figură frumoasă și a depășit multe mărci și chiar a intrat în top 10 mărci. Astăzi și mâine avem porțile deschise pentru MG, să știe cei din vestul țării și Timișoara și lumea că MG-ul este la Timișoara, este la Mega Group. Îi așteptăm în primul rând MG4, care la două săptămâni după ce MG-ul s-a lansat în decembrie în România, a fost aleasă mașina anului în România. O mașină full electrică, cu autonomie de până la 500 de kilometri. O mașină care pe piața europeană s-a situat pe locul 3 după Tesla. A venit foarte, foarte tare din urmă. O mașină care are un preț la gama ei cam imbatabil. După aceea, discutăm de modelul ZDS, da? Model care pornește prin programul remat la 15.350, după cum vedeți, vorbim de un SUV. La ZDS chiar recent a apărut inclusiv varianta electrică. Apoi vine modelul HS, care îl avem atât în varianta hibridă cât și varianta termică, cu prețul pe varianta termică la cutie de viteză manuală începând la 23.000 de euro. Și îl găsim și varianta hibridă și varianta termică. Tot acum MG-ul lansează la salonul de la Geneva MG3-ul, deci o variantă un pic mai micuță decât MG4, pe varianta termică, o mașină care o așteptăm undeva la un preț clar bine sub 15.000 de euro. MG4 este un hatchback de dimensiuni normale. Este foarte tehnologizat, ca și autonomie ajunge până la 520 de kilometri. Varianta pe care noi o testăm acum are o autonomie de 450 de kilometri. 450 de kilometri și sunt purtați de 204 cai putere. Identificăm și multe dotări opționale pe care mașina mi le pune la dispoziție. De la sisteme de asistență pentru șofer, la sistem infotainment cu foarte multe informații benefice pentru mine ca șofer și nu numai, și pentru restul participanților. Fiind o mașină electrică, automat, de regulă, pasionații sunt interesați de partea de cum se gestionează curentul în circuitul nostru de zi cu zi. Pe lângă asta avem și conectivitate foarte bună cu mașina. De la Bluetooth, Android, Apple Car Auto, conectat prin cablu, da? La aplicația MG. MG-ul care mi oferă posibilitatea să mă conectez cu mașina mea și să-mi fac rânduiala după bunul plac. Marca MG mi oferă o posibilitate destul de tranșantă, să zic așa, în a-mi alege opționalele pe care eu mi le doresc. Am câteva nivele de echipare, însemnând pe scurt pe varianta asta Excite, Explore, Exclusive sau Exclusive Long Range, varianta de 520 de km despre care spuneam, și nu în ultimul rând încheiem cu varianta X-Power, o variantă sportivă cu mulți cai putere.